carambol pe o șosea din Canada. Circa 70 de mașini au fost implicate într-un accident în care au avut de suferit mai multe persoane. Accidentul a avut loc în partea estică a Canadei. Potrivit presei din această țară, un camion care transporta combustibil a fost și el implicat, ceea ce a dus la scurgerea a 500 de litri de motorină pe autostradă. Potrivit poliției din Ontario, accidentul a fost cauzat de viscolul puternic care a redus vizibilitatea la zero.